Povești de la Școala Informală de IT. Salut și bine ai venit pe frecvența poveștilor de viață de la Școala Informală de IT. Asculți oameni care te inspiră, care au crezut într-un nou început și au reușit pe bune în IT. Un podcast despre cum au ajuns, cine sunt astăzi absolvenții noștri și drumul lor până aici. Am ajuns să fac ceea ce îmi doream, ceea ce îmi place. Eu mi-am proiectat dorința asta, am văzut-o, m-am văzut în viitor făcând asta și poate pur și simplu este firea umană de a se teme de lucruri noi sau lucruri care arată atât de brutale cum este o trecere la o carieră despre care nu ai avut habar până atunci. Sunt Bogdan Popescu sau, cum îmi spun prieteni ca tine, Șarpe. Veștile și poveștile de astăzi vin de la Cristian Ioanin, Ianis, omul care a experimentat de-a lungul vieții sale schimbări de la cer la pământ, și la propriu și la figurat. Despre ce înseamnă toate astea și cum și-a găsit el împlinirea în IT, descoperi chiar acum. Cristian, la ce curs te-ai înscris la Școala Informală de IT și cu ce gând? M-am înscris la cursul de web development, ceea ce la momentul ăla cred că era numit de cursul de pregătire în web development. Asta înseamnă că este gen next phase după cursul intro. Motivul pentru care am accesat direct cursul ăsta nu este neapărat acela că aș fi fost cumva recomandat de background-ul tehnic pe care îl aveam, ci este mai mult legat de posibilitățile financiare din momentul ăla. Strict, am fost la două demo-uri pe care Școala Informală le susținea, odată unul pentru partea de intro și odată unul pentru partea asta de pregătire, de web development. Mi-a plăcut amândouă, evident îmi doream să particip la oricare dintre cursuri, dar din punct de vedere financiar pentru mine era o provocare în momentul ăla. Oricare dintre sumele de bani necesare ar fi fost o provocare. Și am zis că vreau să joc un pic cartea asta, să văd dacă pregătirea pe care eu am făcut-o așa de unul singur în tot timpul până în care să ajung la ei. Asta înseamnă cam un an de zile înainte de a ajunge să le văd prezentarea. Ar fi suficient astfel încât să pot să accesez direct cursul ăsta de web development. Și am vorbit cu unul dintre mentori, tu îl cunoști, este vorba despre Sabin Iliescu, și i-am prezentat tot ce am lucrat eu pe cont propriu până atunci. Mi-a zis că este ok, se uită peste ele și a revenit și mi-a spus, bun, uite, da, îți recomand să vii direct la cursul ăsta de web development, fără o parte introductivă, considerând că este suficient cât am lucrat pe cont propriu. Și cam așa am ajuns la cursul ăsta. Au o fază de test, sau să zic așa, un fel de pre-interviu cu niște quiz-uri pe platforma Școlii Informale, sunt de limba engleză sau gen soft skills, resurse umane și evident probleme tehnice, dar erau generale, astfel încât a fost ok, am trecut testul și în urma interviului la Școala Informală a fost totul în regulă și am putut să ajung direct la web dev. Am înțeles. Eu știu, dar acum vreau pentru cei care ascultă podcastul să vină de la tine informația. Ce făceai, cu ce te ocupai înainte de a te înscrie la Școala Informală de IT? Înainte de a mă înscrie la școală, eram, cred că cel mai bine spus ar fi fost un fel de om bun la toate, care lucra într-o companie ce se ocupă cu vânzare de carte. Este o librărie online. Și în momentul ăla aveam deja 9 ani de când lucram la ei. În acești 9 ani m-am ocupat de logistică pentru aprovizionare sau, nu știu, logistică depozitare, resurse umane, relații cu clienții. De asta zic cumva om bun la toate. Asta înseamnă că aveam o poziție care era apreciată în firmă, ceea ce evident era în regulă pentru mine, dar nu mă simțeam împlinit din punct de vedere profesional. Nu simțeam că am făcut alegerea aceea în carieră pe care mi-aș fi dorit să o fac. Și eu deja veneam după o altă experiență în ideea în care
cumva în anii de școală eu m-am pregătit pentru o carieră în teologie. Wow! Da. Acum o mică pauză pentru ascultători. Prima ta chemare, care v-a să zic, a fost teologia. Da, prima mea chemare a fost teologia. Și o consider exact așa, zici, foarte bine chemare. Da, consider că a fost chemarea mea. Mi se pare o schimbare și la propriu și la figurat, de la cer la pământ. Cum a venit? Da, e bine spus. Eu aș încuraja pe oricine care la un moment dat a avut un vis și a crezut în el să încerce să facă tot posibilul pentru a și-l împlini sau pentru a se convinge dacă este ceea ce își dorește sau nu. Eu m-am convins dacă preoția era ceea ce îmi doream sau nu. Și nu este ceea ce îmi doream. Apropo de pasul pe care mulți încearcă să-l facă și se tot gândesc, dom'le, să fac pasul ăsta, să nu fac pasul ăsta, o să fie bine, nu o să fie rău, știi? Și stăm cu drobul de sare deasupra și ne gândim dacă să facem pasul sau nu. Și iată, tu ești unul dintre cei care au avut curajul să facă pasul și n-a fost un pas mic, atenție, n-a fost, chiar dacă el a fost format din mai mulți pași până la urmă, n-a fost un pas mic și a ajuns la o regăsire și la o împlinire, înțeleg, în ziua de astăzi. Așa este. Alegerea unui job în industria IT a venit și din convingerea mea, dar și din încurajările familiei sau ale prietenilor. Adică te-au susținut, ai avut o susținere de jur împrejurul tău și a fost importantă, înțeleg. Am avut o susținere de jur împrejurul meu, dar aici este un pic mai dificil. În sensul că am avut susținere din partea unui cerc restrâns de prieteni apropiați și din partea familiei, referindu-mă în momentul acela la soția mea și, evident, copila mea, care a trebuit să mă suporte în toate momentele în care nu eram atent la ea sau investeam timpul în altceva decât în a-l petrece cu ea, ea fiind cea mai importantă persoană din viața mea. Și la ei mă refer când spun susținere, iar ideea de cerc restrâns este aceea că eu am fost cel care a ținut puțin pentru mine această decizie. Nu mi-am dorit să afle tot cercul meu de prieteni, nu mi se părea că este un lucru pe care îmi doresc să-l spun deschis. Și am ales să nu spun lucrul ăsta deschis de teama de a nu fi descurajat. Pentru că mi se pare că este foarte ușor să fii descurajat și nu neapărat din rea voință, adică nu neapărat din rea voința celor din jurul tău, ci poate pur și simplu este firea umană de a se teme de lucruri noi sau lucruri care arată atât de brutale cum este o trecere la o carieră despre care nu ai avut habar până atunci. Eu rămân la părerea mea că, să știi, că undeva acolo ascuns în spatele cerebelului se află și o mică invidie, dar asta este doar părerea mea personală. Și pentru prietenii care îți spun, nu, domne, ce ești nebun, cum să faci chestia asta, eu am un singur sfat: schimbă prietenii în cazul în care ai un prieten care, indiferent ce vrei tu să faci, nu te încurajează. Adică eu așa cred, că prietenii știu, ei sunt prieteni pentru că îți spun și bune și rele, dar în primul rând trebuie să te încurajeze în tot ceea ce faci. Acum, după ce ai terminat cursul, îl privești înapoi cu mânie sau cu bucurie? Nu, îl privesc înapoi cu mândrie. Cu mândrie. Da. Este o experiență foarte, foarte reușită, școala informală de IT. În urmă cu mulți ani, am discutat cu un prieten, un foarte bun prieten, și el a avut ideea asta. El a avut chiar ideea școlii informale de IT când școala informală de IT nu era în Craiova, ceea ce ar fi însemnat pentru noi să participăm online la cursuri și eventual în anumite ocazii să reușim să ajungem chiar la București pentru cursuri. Și în momentul ăla, reacția mea a fost exact aceea omului ușor ignorant. Nu mai putem noi să facem asta, e un pic cam târziu, cum să facem noi asta când nu avem niciun fel de pregătire tehnică, nu avem habar despre ce este vorba, plus că din toată ideea școlii informale de IT nu am studiat cine știe ce și am extras doar ideea, ok, o să accesăm cursul ăsta și o să putem să ne angajăm programatori. Hai să fim serioși, adică până la urmă ce fac ea?
iau banii fraierilor. Nu suntem noi fraierii a cărora să le ia banii. Dar e clar că a fost mintea îngustă și am gândit ca un ignorant. Pur și simplu cred că așa a fost să fie. Viața s-a gândit să fie cea care îmi dovedește că am fost ignorant în momentul ăla. Și mă bucur de lecția asta. Iar școala informală de IT nu e nici pe departe ceva doar așa pe hârtie sau gen, nu știu, vinde baloane de săpun. Nu, dacă pui acolo munca necesară, poți să ieși cu toate datele pentru a obține un job în industrie. Am ajuns la cursurile de la școala informală de IT. Care a fost cea mai mare teamă a ta? Cea mai mare reținere? Cel mai mare semn de întrebare? Nu am avut. Nu am avut rețineri și nu am avut semn de întrebare. Nu știu, nu mi s-a părut nimic din momentul în care am intrat în sala de curs și, de fapt, din momentul în care m-am hotărât că vreau să mă înscriu, nu am avut nicio reținere de niciun fel. Ba chiar s-a întâmplat un lucru foarte interesant pentru mine. Înainte să înceapă cursurile, mă pregăteam financiar pentru contextul ăsta. Nu aveam banii, i-am împrumutat din bancă și pentru asta avem nevoie de adeverință de la angajator. Angajatorul este și cel mai bun prieten al meu. Unul dintre cei doi cei mai buni prieteni ai mei, ca să nu se supere, spun asta acum, știu ei care sunt. Și la momentul ăla, când a văzut, evident m-a întrebat deschis pentru ce îmi trebuie banii. Și i-am spus. Și în momentul ăla, deja a devenit super interesat. Ok, vreau să știu și eu, păi și ce o să faci acolo și ce ai de gând și cum o să fie. I-am spus, uite și ce am de gând, uite și ce am făcut în tot timpul ăsta și uite ce cred eu că pot ei să facă pentru mine. El lucrează ca programator, dar dezvoltă un soft pentru businessul propriu și este chiar genul ăsta de aplicație web. Pe el l-am văzut făcând asta, poate văzându-l în fiecare zi făcând asta, și dată fiind relația dintre noi, la fel a crescut în mintea mea ideea că vreau să fac și eu ce face el. Și atunci a zis, băi, vreau să merg și eu cu tine. Adică el nu avea nevoie de asta, clar nu se angaja nicăieri, nu făcea nimic, dar vreau să învăț și eu tehnologia asta. Vorbind despre JavaScript, efectiv, ca și tehnologie, și zice, uite, vreau să învăț și eu, că poate aș reuși să fac ceva pentru aplicația mea. El nu avea reținerea asta financiară, deci pentru el nu a contat în niciun fel, dar m-am bucurat foarte mult să fie împreună cu mine. Și experiența școlii informale, din punctul meu de vedere, a fost clar cu mult îmbunătățită pentru mine, avându-l pe el alături. Că îmi era clar apropiat, dar pe lângă asta am și putut să ne oferim un concurs de idei. Era foarte, foarte mișto să ne preocupăm, să ne rezolvăm temele de la o săptămână la alta și să ne uităm peste soluții. Concurența la noi nu era la modul ăsta, hai care termină primul sau care vine primul cu soluția, cât concurența era concurența ideilor. Cum am făcut aia sau de ce am făcut aia într-un anume fel. Ca să vezi, deja a început să faceți o echipă, când încă nici nu vă gândeați la asta. Spune-mi, la curs, pe cine ai avut mentor sau mentori și cum au fost ei? La curs l-am avut mentor pe Sergiu Boboc și pe Sabin Iliescu. Au cursul oarecum împărțit, ceea ce înseamnă că la început, pe partea de web development, se face o recapitulare a cursului de intro, ceea ce înseamnă că revin noțiunile introductive de HTML și de stilizare, de CSS, unde prima interacțiune este cu Sabin Iliescu,
După care, în faza avansată de JavaScript, tehnologia de bază pentru web development, o să vină search-ul pe Bog, iar în ultima fază a cursului sunt noțiunile avansate, care înseamnă practic să iei contact cu tehnologia într-un format de tip framework sau bibliotecă de cod, ceva dezvoltat special pentru nu știu, un workflow mult mai rapid sau workflow modern, de fapt, până la urmă. Și aici revine Sabin Iliescu. Cum au fost ei ca mentori, ca învățători? Ei, din punct de vedere tehnic, sunt foarte bine pregătiți, dar din punct de vedere uman, să zic, aș pune mai mult accentul pe răspunsul meu. Sergiu este un tip ușor sever și ăsta este un lucru bun. Îți livrează informația într-un format de calitate profesional, este exigent în ceea ce privește temele și îi place să meargă extensiv, astfel încât, ok, nu învățăm cât de mult se poate. Și extensivul ăsta este totuși făcut gen step by step, adică are grijă că următoarea noțiune pe care o accesăm este deja susținută de noțiunile de bază de dinainte sau de noțiunile anterioare. Sabin este exigent, dar este ușor mai friendly, adică este exigent și în același timp nu pune presiune, adică îți lasă mai multe momente de respiro. Și în același timp, față de Sergiu, mie mi s-a părut că Sabin este mai degrabă genul head first, adică ne aruncăm în apă și vedem, nu suntem înconjurați acolo de toate datele și începem să discernem printre ele. Ambele metode sunt valide. Școala informală de IT este locul de întâlnire al celor care vor să-și schimbe nu doar cariera, dar și viața. Ce a schimbat în viața ta absolvirea școlii informale de IT? A schimbat foarte multe. A schimbat foarte multe pentru că industria și oamenii din industrie sunt ușor diferiți de domeniile în care am lucrat eu și de oamenii cu care am lucrat eu. Așa că a schimbat foarte multe. Cred că de la bucuria cu care îmi fac munca până la bucuria de a-mi reîntâlni colegii. Și aceste lucruri erau importante pentru mine sau erau oarecum satisfăcătoare până atunci, dar deja din momentul în care am absolvit școala și mai important din momentul în care chiar m-am angajat în industrie, am devenit un alt om. Nu cu foarte mult, pentru că este normal că sunt o extensie a omului care eram înainte, dar a adus în viața mea un program mult mai plăcut, a adus în viața mea contact cu oameni mișto, cu oameni open mind, cu o cultură sănătoasă. A adus în viața mea o rutină, un program care este mai sănătos, oarecum degajat față de cum era înainte, a adus în același timp o foarte bună compartimentalizare, gen munca și tot efortul și tot ce este necesar pentru partea de muncă și viața personală. Ăsta este cel mai important lucru sau cel pe care l-am prețuit eu cel mai mult, faptul că am putut să trag o linie clară și fină în același timp, pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac și asta înseamnă că fac și în timpul meu liber treaba asta, dar e o linie clară între responsabilitățile pe care le ai la job și viața ta personală. Am ajuns să fac ceea ce îmi doream, ceea ce îmi place.
Eu mi-am proiectat dorința asta. Am văzut-o, m-am văzut în viitor făcând asta și cu convingerea asta am plecat la drum. Cum este astăzi în IT, în compania unde lucrezi? Astăzi în IT, în compania în care lucrez eu, este mult mai bine decât mă așteptam. Și zic astăzi, referindu-mă la situația prezentă. Lucrăm de acasă, contactul cu oamenii pe care îi apreciam până acum, colegii, prietenii noștri, este total diferit, ușor nenatural, dacă stăm să ne gândim, și totuși lucrurile sunt mai bine decât mă așteptam. Și sunt mai bine pentru că managementul nostru a făcut pași serioși în direcția asta, astfel încât să ne asigure tot suportul pentru a ne face treaba așa cum ne dorim, așa cum trebuie, să fim în continuare la fel de profesioniști, dar și efortul în a ne păstra uniți în convingeri. Ne ascultă cei care vor să facă pasul în IT și poate nu au curaj. Ce le-ai spune în finalul podcastului nostru de astăzi? Ce sfat le-ai da? Sfatul meu este să se gândească puțin înainte de a decide să înceapă un astfel de parcurs, să se gândească puțin doar la chestiunea asta, dacă își doresc să facă lucrul ăsta, adică își doresc efectiv să lucreze programe, aplicații, și dacă este ceva ce își doresc, să înceapă să citească. Trebuie să citești suficient de mult astfel încât să-ți faci o idee generică și să te familiarizezi puțin cu terminologia și să zici da, este ceea ce îmi place sau este ceva în ce mă regăsesc. Trebuie să se pună la punct, din punctul meu de vedere, cu limba engleză, pentru că bariera limbii este foarte importantă. Toate materialele pe care le găsești vor fi scrise în engleză și este foarte greu să găsești materiale de calitate în limba română. Și odată ce au început efectiv să studieze, să nu se aștepte că va fi ușor. Este greu, dar pe măsură ce te lovești de concepte, le vei înțelege mai bine. Dacă te lovești a doua, a treia oară, a cincea oară de un concept și abia atunci l-ai înțeles, nu este nicio problemă. Ai momentul ăla de, aha, am înțeles acum de unde este asta. Deci trebuie să ai răbdare. Și să, foarte important, să se concentreze pe basics. Trebuie să înveți foarte bine tot ce înseamnă partea de bază a tehnologiei în care vrei să lucrezi. Că pe urmă totul se construiește pe această parte de bază a tehnologiei în care lucrezi. Pe sintaxa limbajului, pe ceva noțiuni generice de computer programming, de algoritmică, de structuri de date. Pe asta trebuie să le știi foarte bine, pentru că totul se construiește pe ele. Am zis că e finalul podcastului, dar n-am zis că e ultima întrebare, știi? Până la urmă. Pentru cei care vin cu gândul următor la școala informală de IT, domnule, nu mă interesează ce IT faceți voi acolo, Java, Python sau mai știu eu ce, pe mine mă interesează banul. Am auzit că în IT se câștigă bine. Orice, dar să fie cu bani. Banul mă interesează. Are dreptate, este adevărat. Se câștigă bine, fac ceea ce îmi place și sunt plătit bine pentru asta. Și cu siguranță cei mai mulți dintre colegii de breaslă pot spune că sunt plătiți bine pentru asta. Dar asta este întotdeauna ceea ce vine după sau ceea ce trebuie să vină după. Dacă nu faci lucrul ăsta cu pasiunea pentru ceea ce faci, eu zic că cei mai mulți dintre cei care nu fac cu pasiunea pentru ceea ce fac, nu vor ajunge niciodată să acceseze un job în industrie. Și dacă vor ajunge să-l acceseze, nu se vor dezvolta acolo. Și până la urmă vor atinge frustrări și nu va fi deloc în regulă din punctul meu de vedere. Mi se pare foarte important să vină acolo oameni care au convingerea că partea financiară vine după parcursul reușit, după parcursul în care m-am bucurat de
experiență, experiența învățării, experiența dezvoltării mele ca și un viitor programator și să înțeleagă că dacă doar asta este ceea ce îi împinge pentru a încerca școala informală de IT, este mai greu. Nu e imposibil. Este mai greu. Adică nu pot spune acum să nu vină. Trebuie să vină, din punctul meu de vedere, ca să vadă despre ce este vorba, să ia contact și să se convingă într-adevăr că, uite, în domeniul ăsta, așa se fac lucrurile, ăștia sunt oamenii, aș avea și eu un loc aici. Cred că abia după aia, după ce simți că ai și tu un loc acolo, poți să spui problema financiară. Și în momentul ăla doar să te bucuri de ea. Povești de la Școala Informală de IT. Au fost veștile și poveștile de la Școala Informală de IT, locul unde, de 7 ani, viețile oamenilor se schimbă în mai bine. Rămâi aproape pentru un nou episod. Hai pe www.școalainformală.ro sau ascultă-ne pe Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher sau Spotify. Până data viitoare, nu uita, există o linie de cod care ne face ceea ce suntem. Se numește ADN, iar al nostru este digital.